Tu o persoană destul de corectă, aș zice eu. Asta a fost motana. Da. Concursurile e o chestie care eu pur și simplu le urăsc. Permanent stories-uri, chestii, una alta. Content maker. Exact. Nu există așa ceva. Food blogger. Nu există așa ceva. Mare podcaster m-am găsit și așa am avut 10.000 de vizualizări și eu am spus să fac reclamă, dar nu așa. Nu există așa ceva. Ți rog frumos. Băi, înțeles, da? Cine voi aveți în taxi aici? Omul crează la televiziune. Când vinim să bebim un pahar de zin. What the fuck? Știi, adică, ce se întâmplă aici? Toți știu și relații eu am cu mâncarea. Mie îmi place să mănânc, după mine se vede. Și eu cunosc câteva persoane care asta o fac foarte bine. Astăzi câteva femei din familia mea și Elena, care astăzi e la minim o spție la podcast. Da, mie îmi pare salut, bine că Elena. Eu fac parte din această mic companie de încredere pe care o ai tu. Da, dacă puteți să vedeți, vedeți și pe masă, tot e făcut de dânsă, nu e cumpărat, nu e comandat prin... Asta nu e muleaj, asta nu e artificial, el tot e real. Bine ai venit, Elena, în podcastul meu. Eu o să mă laud că tu ești primul la mine invitat. Noi să încercăm experimentele mele care eu le-am făcut până acum, au avut cât de cât un mic succes și zic des începem ceva serios să facem. Da, tamam și... după cadru vorbeam de că primul blin de obicei comam, dar oricum se mănâncă, adică nu se aruncă, așa că tot normal. Da, și haideți să facem cunoștință cu Elena, dar mai bine ca ea n-a să răspundă nimeni, așa că Elena, cine tu ești, Elena? Știi, mi-ai pus acum o întrebare existențială, eu cred. Știi, cine sunt eu ca om sau cine sunt eu ca... Da, ia că dacă te-ar ruga cineva să te prezinți, cine e Elena? Elena Popa, apropo. Elena... A să lăs Instagram-ul aici și da. Facebook-ul. Elena Popa este o doamnă, deja pentru că este căsătorită. Nu pot să zic domnișoară. Dar în suflet este încă fetiță, așa să zicem, pentru că are vise frumoase și mereu tinde spre ceva mai mult. Sunt o fire visătoare, sunt o fire destul de ambițioasă. Îmi place foarte mult gastronomia, cred că asta este pasiunea vieții mele. În gastronomie îmi găsesc inspirație, îmi găsesc putere, îmi găsesc o priză de la care eu mă încarc. Sunt o persoană destul de corectă, aș zice eu. Asta a fost motana. De fapt, este complicat să vorbești singur despre tine, mai ales în momentul în care nu ești pregătită, adică aici chiar m-ai luat un pic prin surprindere. Eu am spus ca să fie niște chestii care n-ați înțeles. Mie mai mult îmi place să vorbească faptele pentru mine sau oamenii din prejur, pentru că îmi pare mai corect. Ai un Instagram foarte frumos, sincer. Eu îmi dau întrebarea, deși așa puțin follower tu ai... Și eu am vrut să discut cu tine pe tema ea ca Instagramului, în genere a rețelelor de socializare. Înainte chiar o și observam, de exemplu, ți-aș face și o observație, da? Că înainte te vedem mai activă, parcoleac, pe Instagram. Permanent stories-uri, chestii, una alta. Ori că mă ești preocupată, ori că, nu știu, te-ai lenevit, poate. Știi, pe lângă leneveală există o foarte mare problemă, cred că la toți creatorii de conținut, fie asta pe YouTube, fie asta sunt persoane de artă, persoane care pictează, care creează în general. Cei care creează ceva nu pentru că munca le impune asta, dar pentru că ei o fac singuri, binevol. Lipsa de inspirație. Asta este, cred că, cea mai gravă problemă, pentru că lenea, lipsa de timp, asta sunt chestii care le poți cel puțin justifica. Dar crede-mă, în momentul în care tu nu ai inspirație sau nu ai, efectiv ai timp, nu ai chef să faci ceva, pentru că tu te simți ars, tu, pur și simplu, nu ești capabil să creezi ceva, asta într-adevăr este un impas. De că la mine s-a trezit un toast. Hai să vedem pentru inspirație. Pentru inspirație. Să ai permanent inspirație, fiindcă ce faci foarte frumos. Deși eu am spus că mie îmi place, dacă
Să te uiți pe Instagram-ul tău, ți-ai dezvoltat nu numai talentul culinar care tu l-ai, da? Dar și talentul vizual care tu poți, de știi, creator de conținut. Da, știi cum să aranjezi, cum să le pui, cum, aceleași fotografii, ba chiar și video, eu fiind din domeniul video, eu pot să fac compliment că și montez bine. Mersi! E bine să auzi complimente de la oameni care se ocupă cu aceste chestii. Eu, de fapt, știi, la început tot îmi puneam... La început îmi puneam și eu întrebarea de ce Instagram-ul meu se mișcă cu pași încet. Adică, ok, la moment eu am 3000 și ceva de followers. Și așa eram de indignată și supărată și așa mai departe. Și după care eu mi-am dat seama care este motivul. De fapt, eu am avut perioade foarte scurte, dar intense, de activitate pe pagină. De obicei, astea erau momente în care pe mine m-a apucat inspirația, nu știu, peste noapte ceva s-a întâmplat la mine în viață și uite, hai că mă apuc. Și atunci era poze, practic, zi de zi, da, două, eu, trei eu video-uri pe săptămână și așa mai departe, pentru că dispuneam de timp, dispuneam de inspirație și respectiv în perioada aceea la mine s-adunau followeri și cu pași destul de rapizi. Și cu cât mai mult cresc numărul de followers, cu atât mai repede se adună ceilalți. Problema este că momentan, în afară de faptul că uneori nu ai inspirație, cea mai mare problemă este lipsa de timp. Da. Pentru că asta nu este ocupația mea de bază. Pentru mine, momentan, blogul este un refugiu. Este într-adevăr o chestie a sufletului meu, adică este o ocupație care, dacă să mă întreb ce mie îmi place, poți să deschizi pagina mea și să vezi, ok, nu în proporții de 100%, pentru că mereu ai unde să te perfecționezi și mereu vezi defecte în lucruri pe care tu îl faci. Cred că dacă nu le vezi, este o problemă. Dar este direcția, cel puțin, care mie, într-adevăr, îmi place. Pentru că uneori când ești la muncă și lucrezi pentru cineva, pentru că eu tot fac muncă, adică creez conținut pentru altcineva. Ești angajat. Da, exact. Eu nu creez tocmai după plăcerea mea, după ceva ce mie îmi place în totalitate. Adică eu mă conformez după cerințele cuiva și așa mai departe. Pe când blogul este pur copilul meu, așa să zicem. Este... Care tu, apropo, l-ai luat de la zero, nu? Da. Adică 3000 la tine au fost curați fără, absolut, fără să plătești cuiva să-ți facă reclamă. Dacă sincer, am făcut o sponsorizare cu $5 o singură zi pentru ca să fac un experiment. Și atât, fost rezultat? Da, gen 90 de follower și timp de o zi. 90? Da. Dar asta doar pentru că, într-adevăr, pagina mea este una destul de colorată și oamenii au văzut-o. Adică eu nu văd nimic rău în sponsorizare în momentul în care tu, într-adevăr, ai un conținut calitativ de oferit. Chiar elementar să machiți cuiva, să te promoveze. Pentru că omul, dacă nu o să fie atras de conținutul tău, el niciodată nu o să te urmărească. Eu de mult n-am intrat pe pagina ta să mă uit, dacă sincer să fiu. Fiindcă, cum ți-am mai spus, înainte erai foarte activă și vrei, nu vrei, te vedeam. Știi, da. Ba pe stories, ba intram la tine pe pagină, ba soția arăta, uite, Elena, și vreau să încerc și eu să fac, că ea tot, poți zici că e amatoarea ta la ce faci tu. Și eu când m-am uitat acum recent, înainte să mă pregătesc puțin de podcastul ăsta, eu am văzut că ai numai 3000, zic, m-am mirat de... Nu, parcă nu aveam mai mult, dar nu știu, dar nici nu țineam minte și cifre, apropo, tu aveai, știi? Și am vrut să te întreb, sau nu ți era interesant, sau chestia de astea, n-ai făcut amudor, e hype-ul ăsta să te pui sponsor la concursuri, chestii de astea? Nu, concursurile e o chestie care eu pur și simplu le urăsc. Eu cred că în fiecare zi primesc câte un mesaj de la diferiți organizatori de genul ăsta de concursuri, pentru că văzând că am o pagină în creștere, eu imediat nici nu le răspund. Sau îi blochez sau îi șterg. Adică dacă nu, absolut nu mă interesează. Poate să fac un giveaway pe pagină, de ce nu? Chiar apropo, planific în curând să fac un giveaway pe pagină. Dar concursurile le văd ca pe chestie urâtă. Ele s-au transformat în business. Ele s-au transformat efectiv în business. Pe mine ele nu mă interesează. Adică eu mai degrabă prefer să am 3000 de followers activi, frumoși, calitativi, decât să am 10.000 care reali. Sunt reali, sau să am 10.000 care sunt din ăștia dubioși, care se abonează la mine doar pentru ca să primească, nu știu,
10.000 de euro, să zicem, sau care sumele acolo de obicei, da, sau mașini sau chestii de gen. Exact, și la 20 se dezabonează. Încă o chestie, adică din ce motiv, pentru că planurile mele au fost un pic diferite. Dacă ai observat, practic, cea mai mare parte a activității mele pe Instagram, acolo unde, să zicem, pagina mea a înflorit, mi-am găsit eu personal propriul meu stil și pot să zic că mă reprezintă partea aia de pagină, a fost atunci când eram în Italia, în carantină. Mm-hmm. Practic acolo a început totul. Da, mult timp ai avut. Am avut foarte mult timp. Să revenim și la tema cu Italia. Da, tema cu Italia. Și uite că când am revenit acasă, ca să revenim și la tema asta, eu planificam să mă apuc serios de blog. Adică să o fac ca pe o muncă zilnică și permanentă. Adică planul meu era să mă ocup de chestia asta la nivel serios, pentru că dacă cineva consideră că este posibil să ții un blog de calitate și printre asta să te ocupi, printre altele să te ocupi de altceva, adică să fie ca un hobby, nu există așa ceva. Uitați, adică un blog calitativ este muncă, nu este un hobby, da. Nu este un hobby, nu este o chestie care dedici o oră pe zi. Este o chestie care trebuie să-i dedici cel puțin 7-8 ore pe zi. Și ce te-a oprit să faci chestia asta? M-a oprit... Sau toți înțelegem că asta e o investiție de bani, în primul rând, destul de bună. Dacă tu stai acasă și lucrezi asupra blogului tău, trebuie ori să te finanțeze cineva, da. Ori soțul să te ajute în cazul ăsta. Nu era problema, pentru că cam asta erau planurile, adică deja aveam un plan cât de cât bine pus la punct și eu chiar eram pregătită să fac chestia asta. Aveam și niște idei, să ajungem la chestia asta, niște idei de un proiect destul de interesant, inspirat tot dintr-un alt canal de YouTube. Și eu am venit hotărât acasă să fac anumite chestii, la care prin surprindere m-au contactat niște cunoscuți de-a mei și mi-au făcut o propunere de muncă. Tot în domeniu. Asta unde stai acum. Da, exact, într-un studio gastronomic. Tot să mă ocup cu același lucru pe care îl fac și eu, doar că la un nivel profesionist și să fiu persoana care gestionează echipa. Adică eu am mai mulți bucătari sub gestiunea mea, sub tutela mea, cum ar fi, și eu am grijă de producere și de procesul de crearea rețetelor. Putem să spunem că tu ești un fel de producător de emisiuni. Eu sunt mai mult un bucătar șef și un content maker. Exact. Yeah, content maker. Da, exact. Și asta pe tine te-a oprit, efectiv, ca tu să te ocupi cu... Pentru că în momentul acela, efectiv, mi-am dat seama că băieții sunt serioși. Per total mă ocup cu aceeași chestie cu care mă ocupam și înainte. Plus la toate am și un salariu bun. Și clar, lucru, chestia asta m-a oprit. Adică în momentul în care pe mine m-au angajat băieții, ei m-au zis, adică tu ești conștient de faptul că tu trebuie să renunți la activitatea ta de blog la nivel serios? Și am zis că ok, momentan eu sunt gata, dar dacă sincer mă gândeam că o să reușesc să acord timp și blogului. Adică să le combini. Sau măcar un weekend, chestia de astea, să cut cu hotel. Și de asta, e că aici revine deja răspunsul la întrebarea mea, deși tu cam ai dispărut. Iată, aici a apărut un pic de non-inspirație. Am avut o perioadă de, în primul rând, de readaptare când am revenit acasă. Nu este ușor, pentru că ești obișnuit un pic cu un alt mediu, ai venit acasă, plus a urmat o perioadă în care ne-am mutat la altă locuință, reparații, chestii de rutină, sâmbetele și duminice, în loc să fac rețete sau să fac poze pentru blog, eram pe la magazine cu materiale de construcții sau chestii de gen, adică nu-mi pare rău, adică sunt chestii care până la urmă sunt frumoase și fac parte din viața, adică este viața reală, cea după blog, din spatele blogului, așa să zicem. Clar, clar. Noi cu idei cu podcastul l-am avut de mult, dacă sincer mă ating tot de când s-a început carantina. Dar tot era, în primul rând, asta e și o, trebuie și investiții și, pe lângă timp, și de bani și de multe și de chestii. Energie. Da, dar în primul rând de timp, fiindcă noi, ia ca
până am finisat ziua de muncă, până am venit prin ambuteiaje, până ne-am aranjat până una altă, până te-am prins și pe tine să ai și tu puțin timp liber ca noi să discutăm chestiile astea. Deci, efectiv, e greu dacă tu te ocupi, ai un job permanent, da? Și asta e ca asta pentru mine un hobby, în care încep să-l dezvolt și vedem cum va fi. Și încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat, da. Da, și încă o chestie care am vrut să spun, adică eu am cam o altă frică ca creator de conținut. Eu am frică să nu dezamăgesc oamenii care mă urmăresc. Și îți explic de ce, adică elementar. Eu aș fi putut în momentul dat să-mi fac promovare pe Instagram, pentru că eu am material care să-l prezint. Sunt mai mult de 30 de rețete video pe pagina mea. Rețete scrise chiar sunt mai multe, sunt vreo 40. În total am material pe care să-l consum efectiv. Dar frica mea este că la un moment dat eu, de exemplu, o să fac promovare, bani ca bani, dar o să fie, de exemplu, 2000 de oameni care o să aboneze la mine și apoi, de exemplu, într-o lună postez o poză și un video. Și mie mi-e rușine. Și rămân dezamăgit. Mie mi-e rușine de mine. Și tot scrie, ți-i exact. Direct, hai unde sunt rețetele. Da? Exact, pentru că eu am avut așa cazuri când postam ceva și lumea spune că de ce ai dispărut? Adică îmi plăcea așa de mult activitatea ta, adică ne inspirai seara cu rețete, ce să gătim și așa mai departe. Când primești, când începi un proiect, asta și logic, ai și tu niște așteptări. Responsabilități. Și responsabilități, da. Fiindcă dacă tu ai prins publicul tău, gata. Asta tu ești ca și serialul cel iubit sau filmul. De la care ai pretenții, da, știi? Da, de la care, blin, deși nu a ieșit serialul. Eu, deci, eu așteptam sezonul, da. Dar el nu a ieșit, o întârziat, adică mai ales dacă urâte. Tu ai și promis, de exemplu, pe același story, că de seară ne vedem cu o nouă rețetă și bam, și nu s-a primit, știi, și a doua zi tot n-ai făcut nimic. Exact. Și începe lumea să dezaboneze. Adică, eu nu știu dacă ai avut din fericire, eu nu am avut valuri de dezabonare. Adică din toată, să zicem așa, cariera mea de Instagram influencer, food blogger, eu nu am avut valuri de dezabonare. Adică toată lumea se plânge pe aceste chestii, că au valuri de dezabonare. Eu am avut maxim 10 dezabonări. Dar asta este doar din cauza că abonările, adică oamenii care se abonați la mine sunt organici și știu pentru ce pe mine mă urmăresc. Sau probabil pentru că am un material pe care pot să-l consum mai mult timp. Dar zic, efectiv eu am frica asta de dezamăgire, adică eu nu o să-mi fac promovare serioasă până când eu nu o să știu că sunt capabilă efectiv să creez conținut calitativ, zilnic. Frumos, nu zilnic, dar cel puțin să fie stabil. Dacă iese marți rețeta, să fie marți rețeta. Și cel puțin în fiecare zi, măcar un flash pe stories, adică o poză, și nu știu, bună dimineața. Urmăritorii tăi poate să aștepte la chestia asta? Să te organizezi cumva, să faci... E posibil în scurt timp să apară? Eu cred că da. Pentru că dacă este destul de multă dorință... Eu vă sfătuiesc să o năvăliți în direct cu mesaje. Să-i scrieți, no, hai, știi, hai să facem cea un hashtag. Cea mai bună motivație. De treabă. Cea mai bună motivație, într-adevăr, momentele în care eu îmi scol curul de pe pat și mă duc, mă apuc ceva să gătesc sau chestii de genul, chiar să-ți povestesc ultima întâmplare pe care am avut o săptămână urmă. Atunci, în momentul în care cineva, de exemplu, descoperă pagina întâmplător și îți scrie mesaj, adică eu pot să arăt acum chiar la mine în privat, sunt, cred că, sute de genul ăsta de mesaje. Da, pot chiar să vă arăt, gen, am descoperit pagina ta, wow, de ce așa de puțini urmăritori, de ce nu faci promovare sau genul ăsta de mesaje. Și atunci, la mine, într-adevăr, eu îmi scol fundul de pe pat și mă duc și mă apuc ceva să fac și așa mai departe. De să mai... servim un pahar de vin. Apropo, o recomandare. Firme, băuturi, chestii, scrieți, aici să fie contactele mele, Gmail-ul, telefonul. Dacă vreți reclamă, veniți, spuneți. Noi aici bem, mâncăm, fumăm, ne drogăm. Scrieți mie sau lăsați undeva de știri și noi să discutăm în privința la prețuri, chestii. Asta așa că eu să mă închipui că eu mare, mare podcaster m-am găsit și așa am... Mă văd 10.000 de vizualizări și eu a spus să fac reclamă, dar mă așa.
Măi, și așa, știi cum, dacă nu ar fi... Liviu în spate, el n-a să dăi să mint. Când am început eu să lucrez cu dânsul și am început să filmez, să fiu operator, când m-a sunat pe mine cineva și eu răspundeam și zicem, eu sunt la filmări. Și eu zic, cu câtă seriozitate am zis chestia asta. Câtă seriozitate. Unde ești? Eu sunt la filmări. Așa om important, știi, că mă zic, eu sunt la podcast. Da, asta tot aceeași cum i-a avut o perioadă când am lucrat la televiziune și cineva când m-a întrebat, de unde lucrezi la televiziune? Ți rog frumos, băi, înțeles, pe cine voi aveți în taxi aici? Omul lucrează la televiziune. Mă rog, asta e glumă. Ceea ce ziceam mai devreme, chiar înainte de sărbătorile de Paște, adică eu aveam în plan să fac o rețetă pentru ceva cu tematică de sărbători de Paște. Și cu o săptămână înainte, adică ziceam că dacă s-o postez, trebuie să postez cel puțin cu o săptămână înainte de, sărbătoarea de Paște. Și mă trezesc eu sâmbătă, la ora 3 din noapte, nu știu, mă rog, mai întâmplă uneori insomnie, și mă gândeam la faptul că aveam sâmbăta programată, știi, full, adică aveam foarte multe chestii de făcut, știi, și cu Vasile și așa mai departe, chiar era programată, știi, toată ziua aveam lecții practice la școala auto, trebuia să mai mergem la câteva magazine să mai decidim niște chestii. Și eu m-am trezit la ora 3 din noapte și eu mă simțeam vinovată pentru faptul că eu nu am timp efectiv să fac, filmez rețetă. Dar duminică tot era programat, eram la zi din aștere invitați și așa mai departe. Adică genul ăsta de chestii trebuie să te duci, adică nu poți să eviți. Și eu m-am trezit, pur și simplu, că din cauza gândul ăsta, că a rămas o săptămână până la sărbătoarea de Paște. Și tu n-ai dat și material. Și eu n-am dat material. Și m-am trezit dimineața și am început să niorlei. Nu l-a șerut? Dacă se iei așa, adică nimeni nu... Sovestea. Sovestea mea mi-a lucerut. Sovestea proprie. Exact, știi? Sovestea mea mi-a lucerut. Tu ți-ai pus în plan, vreau să fac, știi, și... Exact, da. Pentru că eu mi-am pus în plan și o chestie, în primul rând, eu am o responsabilitate față de mine, știi? Și de mine și de față de pagină. Dar, în primul rând, nu vreau să mă dezamăgesc în grup mine, știi? Să începem de la chestia asta. Și eu m-am trezit dimineața și am început să niorului lui Vasile că nu reușesc nimic, că vreau să fac și asta și aceea și vreau, dar vreau să reușesc și rețeta să fac. A, și încă și curățenie trebuie să fac, e sâmbătă, mă rog. Și la care e... el a zis că mă ajută el, a zis că du-te dimineața, cumpără-ți produsele de care ai nevoie, filmează rețeta, eu asta te ajut cu curățenie, lasă că pe urmă să facem un altă chestie de genul. Și am făcut rețeta. Ai reușit, da? Eu am văzut. Da? Și așa era un fel de satisfacție și bucurie și așa, într-adevăr, un moment că dai seama că ai împlinit un plan, adică o chestie de fapt destul de mică, adică probabil că urmăritorii mei nici n-au simțit-o atât de wow chestia asta, chiar dacă rețeta a avut un feedback foarte bun, adică pe Instagram, mulți au făcut-o și mai ales când vezi când în sărbătoare de Paști oamenii au pe masa lor o rețetă de atac, este asta, nu știu, îți crește inima cât... Da, da, exact. Îți crește inima cât o pâine când vezi aceste chestii, știi? Oamenii îți dau feedback-uri și e superb, superb. Adică astea sunt momentele în care tu, într-adevăr, vezi pentru ce tu muncești. Emigrarea voastră în Italia. Eu am vrut tare să vorbesc cu asta. Noi n-am mai reușit să ne mai vedem, să mai povestiți voi cum acolo. Cei și reușim da. Să văd asta cu Vasea, mă întâlnesc de vreo două ori dacă am discutat. Vreau să începem de la început. De ce ați făcut asta? Adică, nu, clar că mulți emigrează, asta e problemă masivă în Republica Moldova. E problemă masivă? De ce anume Italia și cum tu ai decis? Că eu știu că Vasea a fost cu ideea că el să mute. În momentul în care am luat decizia de a pleca, noi nu eram nici măcar logodiți. Mă rog, eram deja de o viață împreună, adică aveam vreo 7 ani. Pentru mine voi dăm aveți vreo 7 ani că stăriți, da. Da, noi avem, mă rog, avem 10 ani deja de când ne întâlnim, așa că e normal ca lumea să ne privească ca pe tot întreg. Ideea a fost în felul următor. Motivele pentru care noi am plecat nu au fost ca la marea majoritate a persoanelor din Republica Moldova, adică partea financiară. Pentru vârsta noastră și în general, noi eram destul de ok financiar, adică nu pot să zic că foarte bine, dar o duceam așa să zicem cu perspective destul de bune. Eu aveam, adică munceam atunci la televiziune, eram prezentator bucătar la matinalii la TVR Moldova.
Adică aveam locușora meu călduț, munceam, ok, mă trezeam cu noaptea în cap, dar în schimb munca o terminam la ora 10-11, eram bine, mersi, toată ziua aveam liberă. Plus la toate mai aveam proiectele mele, acolo, nu știu, prezentări, publicități și așa mai departe. Adică, din punct de vedere a carierei, pentru o fată de 22 de ani pe care eu aveam atunci, eram destul de ok. La fel și Vasile, adică el în domeniul său imobiliar, adică nu pot să zic că o duceam rău, da. Las că știm noi cât fac agenții imobiliari. Da, poate n-am avut Porsche, știi? Nu, eu glumesc, adică efectiv, adică aveam niște cariere în creștere. Primul moment care ne-am pus o întrebare, poate să plecăm, au fost răsturnarea aia în domeniul imobiliar, când au fost la dânci în companii... Probleme. Exact. Nu contează. Da, mă rog, asta sunt detalii. Și... Nu, asta a fost primul hop, așa să zicem. Signal. Da. Și Vasile mi-a zis așa ca printre altele. Țin minte și acum, că eram seara la masă, mâncam și la un moment dat el așa ca printre altele, știi, îmi zice... Dar ce zice dacă noi am plecat în Italia? M-am uitat la dânsul, zic, tu și ești nebun? Unde să mă duc eu? Eu să mă duc peste hotar. Ce să fac acolo? Ce să fac acolo? Adică tu îți dai seama, adică eu mă duc într-o țară străină, fără mama, într-o țară unde nu e mama. Mai ales pentru femeie asta e problema. Da, nu, asta e strașnic. Nu. Adică pentru mine efectiv, adică familia mea aici, știi, mai ales că la mine nimeni din familia mea nu este plecat pe hotare. Absolut chiar din, nu știu, unchi, mătuși. Ce a fost prima, da? Da. Adică din familia noastră, nu, cum chiar să mă gândesc mai bine, nu avem absolut pe nimeni care e plecat pe hotare. Pentru mine în chestia asta, chiar elementar ne râdeam zilele trecute, că toată lumea de obicei de sărbători avea panetone, toate chestiile astea gustoase pe masă, dar noi... Nu aveam rudi în Italia, știi, cum era cam trist la noi și când ne dădea cineva câte bucată de panetone, tare ne mai bucuram, știi. Da, parcă la noi e deficit de panetone, du-te la magazin și cumpără. Eu zic de 8-10 ani în urmă. Ah, ok. Când, nu zic de perioada asta, acum, mă rog, este tot ce vrei, bani să ai. Și zic, prima mea reacție a fost, nu total. Da, mă rog, cu timpul... Te-o convins eu, putin. De ce Italia? Noi știm că Vasea are capacitatea. Măi, omul e vânzător, ce vreți de la dânsul? Eu s-a vândut Italia ție. Da, și eu îi mulțumesc, de fapt, pentru chestia asta. Adică, după care a fost în felul următor. Adică, până la urmă, noi nu am plecat într-o țară complet necunoscută. Vasile a făcut acolo studiile, a crescut în Florența. Avea un background, așa să zicem, acolo. Nu ne-am dus de la zero. Era este că... familia lui acolo. Putem să spunem că soțul tău e polu-italianiț. Măi, la cât de bine cunoaște italiana, eu cred că da. Adică, ca să dai seama, mulți italieni îi fac compliment pentru că de bine vorbește italiana. Fac... Super. Liber, pot să zic că da. Probabil dacă îmi zicea să plecăm într-o țară străină, complet străină, da, în care nu avem nu pe nimeni, limba, da, mai, până la urmă acolo este familia, e familia lui Vasile, adică oricum aveam pe cineva, o bază, exact, este oricum ceva de care să te legi. Nu cred că avea să fac pasul ăsta, pentru mine a fost destul de complicat, eu am fost o perioadă cam ghimpoasă, țin minte că eram și nervoasă și... Ai trăit cu soacra? Da. Ce relație ai tu cu soacra? Acum... Larisa, yeah. You are the best. Nu glumesc, când adică când momenta... vinim să mai bim un pahar de zin. Da, nu, chiar normal că orice moment în care se întâlnesc două gospodine la bucătărie, da, am avut și noi, și au fost scântei, au fost și grandioase. Foarte straștic da, când da. Sunt două femei la o bucătărie asta. Da, și cărpa complicat. Asta e aici, ei trebuie să stai acolo, deși nu, asta e acolo. Ceva de genul, dar norocul nostru a fost că ne-am cam împărțit cu rolurile și până la urmă ne împăcăm acum foarte bine, adică... Deci tot e bine și frumos. Hai să spui și nu ai spus când era Camera Prinsă despre eroismul motanului tău care a da. Parcurs un drum de câte ori? Nu, eu să încep de la altceva, că ați dat seama, noi avem un motan.
el se numește Țepeș. Asta e un motan din stradă, noi l-am luat de afară, care ne-a costat 500 de euro ca să-l ducem pe psihotare. Adică, practic, ce noroc trebuie să ai tu în viața asta? Să te naști tu lângă o gunoi, știi, să iei pe tine doi oameni, să te iubească într-atât de tare încât să-ți facă ție documente și să te ducă în Italia. Adică, da, într-adevăr, am cheltuit atunci, ați minte, o sumă enormă de bani. Pentru că... Ați faci multe chestii. Sunt oameni care nu au văzut Chișinău din sate, dar exact. Tu ai dus un motan în Italia. Italia. Nu, adică, mă rog... Și nu mai fac bogătașii ăștia. Dar nu e chestia de bogătaș, e altceva. Eu consider că animalul nu este o distracție. Este membru a familiei. El e membru a familiei. Animalul nu poate singur să hotărască viața lui, unde el a să trăiască, ce a să facă și așa mai departe. Eu cred că el nu era tare bucuros să ducă în Italia. Nu, crede-mă. Adică, nici experiența avionului, nici experiența autocarului lui atare nu e plăcut. Adică chiar... Apoi spune, câte ori au mers? De fapt, noi când ne-am dus încolo, am plecat cu avionul. Să zicem așa, experiența a fost mult mai scurtă, dar în schimb mai traumatizantă pentru dânsul. El, săracul, a făcut și pe dânsul până a ajuns. Da, exact. Săracul mai scurt. În momentul în care am aterizat, lui nu i-a plăcut. Da. Dar când ne-am întors înapoi deja acasă, ideea era că deja era plină pandemie. Și unica companie aeriană cu care poate să zbori cu animale de companie este Air Moldova, la noi. Și eu am luat bilete, ți-a dat seama, biletul pentru animal de companie 40 de euro, adică nu-i mare diferență, chiar dacă nu are scaun, adică e foarte, destul de scump. Și am cumpărat, adică, bilet pentru mine, pentru el și așteptam sâmbătă să avem zborul, până acum țin minte. Și joi seara am aflat că zborul nostru a fost anulat din cauza pandemiei. Puteai să zbori doar cu Izeiru. Și Izeiru nu permite animale de companie. General, alte companii aeriene nu permit animale de companie. Și întrebarea era că eu trebuie să vin acasă, pentru că era în curând ziua mea și aveam mai multe chestii programate. Și Vasile îmi spune, lasă-l acolo, lasă-l în Italia și apoi să venim la toamnă când o să liniștească decât lucrurile și să-l luăm acasă. Eu, fără motan, nu mă duc nicăieri. Dacă nu-ți dat seama, adică el mai mult e motanul lui decât am eu, adică... Dar oricum, eu zic că eu fără dânsul nu mă duc nicăieri. Și am zis atunci, am luat... Adică eu am jertfit cu faptul să mă duc la avion, să ajung acasă timp de 2 ore, ca să merg cu motanul 34 de ore în autocar, oameni buni! Doamne, ce de cuminte a fost el, tu nu-ți dai seama. O stat pe scămânel lângă mine 30 de ore. Ultimele 4 ore m-ai făcut niște mânsuri, dar în rest, 30 de ore pe scămânel. Mai cuminte decât un copil. Și asta nici cum nu se reflectă la numele lui Țepeș. Nu. El oricum e rău, da. Ce probleme sau impedimente ați întâlnit ea ca cu, la adaptarea asta? Cu toate că ai spus că nu e așa de străină era țara, da? Adică pentru Vasile cred că nu era nicio problemă. Pentru Vasile nu a fost dar tu, de exemplu, de care nu ai spus că n-ai emigrat niciodată. Cum tu te-ai adaptat? Cât de greu ți-a fost ție? Cu toate că tu ești foarte inteligent, eu cred că limba e prins-o rapid și chestii de astea, dar însăși psihologic cum ți-a fost ție chestia asta? Eu, de fapt, fiind pus în această situație, am descoperit o altă latură a mea. Faptul că eu, de fapt, sunt foarte descurcăreț. Adică, mă rog, eu un pic îmi dădeam seama de chestia asta, dar când ești acasă, știi, când cunoști limba, atunci fiecare e erou. Dar în momentul în care ești într-o țară străină, nu e chiar atât de ușor. Eu să-ți povestesc acum cum eu m-am dus să mă angajez, pentru că eu am ajuns în Italia. Am stat 2 luni acasă. Am avut noroc că era cumnata mea care m-a ajutat foarte mult, adică cu integrarea, ea m-a plimbat pe tot locul, ea m-a învățat primele cuvinte în limba italiană. Nu este degeaba 2 luni chiar. Ai învățat o leac de limbă în 2 luni? Nu, acasă fiind, știi cum e foarte greu. Între moldoveni? Da. Norocul era, zic, cumnata mea, mare parte vorbește doar italiană, adică ea vorbește mai rău română decât italiană. Eu nu sunt o persoană care îi place să stea acasă, să nu facă nimic. Eu sunt un om activ, mie îmi place să fie ceva util să vadă din urma mea. Trebuie ceva dar de făcut. Unde, apropo, ai vrut să te angajezi?
Bine, unde poți să te angajezi fiind într-o țară străină? Food blogger. Da, desigur, toată lumea. Luați, vă trebuie food blogger. Da, desigur, veniți, bani, suntem un milion per oră. Nu, m-am angajat, vreau să mă angajez ca barista. Adică asta a fost o chestie care a zis că, ok, este o muncă care mie mi-era interesantă, plus este o muncă care implică foarte mult comunicare. Plus, cum zice soția mea, ca să fii baristă, trebuie tot să ai talent. Ca să faci cafeaua aceea corect, după rețetă corectă, după temperatură și corectă. Multe, multe. Eu a lucrat, pur și simplu, da, baristă, da. Și a avut un masterclass la care ea spunea că când le arăta băiatul cel bărbat, cel, nu știu, profesorul, să-i spunem așa, da? El când făcea și dacă el gusta și nu era gustul corect, de dat la urna de gunoi. Da? Și ei se mirau, blin, dacă cafea, uleac, lapte. Dacă, și dacă uleagă mai mult lapte, pentru și tu arunci. Nu trebuie să fie ideal. Nu trebuie să fie ideal. Și ca să înțeleagă mulți care cred că, ei, dar cât e acolo faci o cafea? Nu e chiar așa. Da, sunt acum aparate performante, dar cu cât e mai performant aparatul, noi știm că tot mâna omului, tot chestia asta o conduce, da? Tot mâna omului este cea care reglează, care pune setările corecte la aparat și fără factor uman acolo n-ai. Și dacă luăm asta, e o altă particică tot a, zicem, a gastronomiei, da, exact. Gastronomie, adică era o chestie destul de apropiată mie, plus cred că chestia care mă convins este că nașii noștri tot stau în Italia. Asta-i țepeș, apropo. Da. Noi spunem Instagram-ul lui. Da. Nașii noștri tot stau în Italia și nașa de foarte mulți ani, adică face această muncă. Și noi de obicei... Barista, da? Da, da. Și de obicei când noi plecam la ei, dimineața mergeam să servim cafeaua la ea. Și mie foarte tare îmi plăcea atmosfera de la ei din cafenea, cum se făcea cafeaua, mirosul de cafea proaspătă. Dar ei, apropo, ei, italienii au tradiția asta că se scoală dimineața tare și se duc la deși la ce oră se deschide cafenele? La 6:30-7. La exact. Noi nu știu dacă nu, absolut. Iau cultura micului dejun, în general cultura italiană este una fabuloasă. Care ei, adică este o atmosferă deosebită. Aparte, eu nu am găsit tu să nicăieri. Nu consumi cafeaua asta acasă, nu. Cu soție, dar să ieși la aer curat, mai vezi un vecin. Nu, mai cu la aer curat, tu ai, pentru că acolo nu le numesc cafenele, le numesc baruri. Ai barul tău în care tu... În fiecare dimineață te duci, tu intri doar pe ușă și barista deja știe ce cafea îți pune sub aparat. Și el știe ce coptură tu mănânci în fiecare dimineață, pentru că italienii de obicei sunt oameni foarte conservatori, care dacă mănâncă croissant cu ciocolată, el mănâncă și pentru 50 de ani. Și la cafea experimentează mult, adică dacă absolut. El bea cappuccino permanent. Da, dacă bea cappuccino și în plus este chestia asta, adică dacă la noi la cafenea te duci și comanzi doar cappuccino, la ei, adică fiecare vine și, de exemplu, el zice că eu vreau cappuccino, de exemplu, au denumirile lor în italiană, de exemplu, să fie chiar deschis, cu mai puțin lapte, mai puțin cald, mai mult fierbinte, chestii de genul. Și noi deja știm. Păi, ăsta nu-i cappuccino, ăsta e latte, doamnă. E latte, în primul rând, și cafe latte. Da, da. Mă rog, asta chestia asta cu latte, latte macchiato și așa mai departe. Adică, mă scuzați, când îți vine, mai ales când tu ești nou în calitate de barista și vine cineva și... Per favore, per me, un cafe macchiato nella tazza grande con il latte de soia tepido. Și tu ești adânsul? A? A? Te-ai înțeles ceva? Asta e o cafea, asta e o comandă doar o singură cafea. O cafea cu lapte de soia. Nu, el asta spune că, dă-mi te rog frumos, o cafea în macchiato, asta înseamnă... Măcinată? Nu, când e un pic de lapte în ea pusă, uh-huh. Dar să fie în cană mare, uh-huh. Să fie călduță și cu lapte de soia. De exemplu, sau că genul ăsta de denumiri mega lungi, adică fiecare vine, nu că eu vreau să-mi servesc cafeaua anume în pahar de sticlă. Sau că vrea așa, sau adică cultura cafelei la dânsi este una pur și simplu fabuloasă, adică frumoasă, frumoasă, frumoasă. Și ți-a plăcut asta? Da. Experiența asta a fost interesantă. Foarte, foarte interesantă, dar eu începeam să zic despre ce, cum eu m-am angajat la muncă. Eu mi-am printat frumos CV-ul, care mi l-a scris cumnat mea împreună cu Vasile, că eu când italiană. Dopile alea nici până acum nu le, literele astea duble, până acum nu reușesc să le pun unde trebuie, cum trebuie. Un teanc de foi din astea, vreo 20-30 de CV-uri printate sub țioară și în Florența.
Eu nici orașul bine nu știam. Dar nu puteai să faci asta online? Trebuie să nu, 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 dar și tot e pastarinche, adică e foarte old school la chestiile astea. Vei? Pentru că bună da, ziua, vii, n-aveți nevoie de lucrător. Da, da, e că și așa, eu frumușel, cu amile două cuvinte în italiană, până când eu n-am zis că și vorbesc în italiană, eu doar știu engleză. Și vin și într-o engleză. Da, bună ziua, iată, na, chestii de genul, eu de două luni în Italia, ca aud de muncă, tralivale, na, poftim CV-ul meu, dacă ceva. Și tot așa rămâneau, știi, cu CV-ul meu în mână. Și înțelegeu și vrei. Eu în două zile mi-am găsit de muncă. În două zile. Da, nu în engleză. Dar nu mă propun. Nu, eu am dat vreo 20 de CV-uri. Și nu mă propun. Nu, am avut mai multe. După asta m-am mai sunat, da. Super. Dar numai ca barista ai fost și ai încercat, da? Da. Și ca chelner am mai dat... Chelner, da. Neștiind în limba. Da. Da, eu zic, tupiu la maxim. Adică și fix așa, știi, și eu vineam în engleză, știi, și zic, da, italiană, o știi? Și zic, puchino, știi, mă, un picuț, știi? Dar eu, efectiv, adică, ca să dai seama, când prima dată m-am dus la muncă, eu îmi zicea, gen, du și ia chestia aia de acolo, eu mă uitam la dânsul ca bou la poarta nouă și problema cea mai mare, că de obicei italienii nu cunosc engleza. Și eu le ziceam, vorbeam cu ele în engleză, dar ele cu mine în italiană. Și nu ne înțelegeam, în fine, asta a fost chestii foarte hazli, adică... Până la urmă, știi cum i-am învățat italiana, dar ele și engleză și nu au învățat, așa că... Dar care e și mai prostă experiență care ai avut acolo? De cât timp ai stat? Deci nu știu să zic sau să nu zic, dacă sincer așa e de rușinoasă, nu știu. Dacă e rușinoasă, eu ne-am pregătit că să postești o istorie rușinoasă, dar dacă o ai din Italia... Dar e nu că e rușinoasă, pentru mine ea a fost... Vorbim de limbă, decât ți-a dus aminte. A, de limbă, da. Acum și-ți spun. Eu când am fost în state, în 2011, așa de mult asta a fost 10 ani urmă, când am fost în state, eu lucram cu american. Avem un coleg american chiar. Și el într-o zi mă întreabă pe mine, Andrew, what language you speak in your country? Și eu așa, Romanian and Russian. And you know both of them. Yes. And you speak English too? Yes. You know three languages? Yes. You are so fucking smart, dude. Adică, pentru dânsul era admirare cum tu poți cunoști trei limbi. Exact. Eu zic, dar noi, la noi, engleza nu toți îi cunosc. Adică nu toți o cunosc, da, știi? Da, dar româna rusă la noi, practic, toți. Dacă nu o vorbești, o înțelegi la sigur. Da. Și eu pe dânsul o întrebam, dar care e faza? Adică la noi engleza sau franceza se învață în școli, da, universități. Eu am unii dat seama și la mulți le spun și vă sfătuie, învățați engleza. Că da. E ca cum, în orice țară nu te duci tu, asta e experiență. Eu sunt exemplu viu. Adică exemplu viu, dacă poți te angajezi neștiind chiar și limba. Și mulți chiar mai ales dacă este un oraș turistic. Mulți și asta te angajează pe tine fiindcă tu cunoști engleza. Apropo de oraș turistic, când am fost în Germania, ea ca ei pe bază de limbă sunt foarte naționaliști. Eu ca turist vin la vânzător și întreb în engleză, how much will be this one or this one? So can you help me to see something? Și încep în germană și eu, I don't speak German. Și el așa sută în minte, și ești debil, nu înțelegi? Și încă o dată îmi spune în germană. No, și, și eu când am discutat cu oameni care au fost mai des în Germania, mi-au spus, da, iau chestia asta de naționalism. Adică dacă engleza, tu vii în țara lor, tu trebuie să le înveți limba. Da? Și dacă cineva spune că moldovenii din Moldova sunt naționaliști față de oamenii care vorbesc limba rusă, absolut, noi încă suntem foarte toleranți. Absolut. Fiindcă noi mai scăpăm și rusisme și chestii și unalta. Noi chiar suntem prea toleranți, eu altceva aș spune. Adică generația care vine deja își respectă mai mult limba. Eu aș spune că mai mare problemă sunt la ruși de la noi, care zic, când am auzit și frază de genul «разговаривай на нормальном da, языке». Да, да, по-человечески. Sau по-человечески, що ти мені говориш тут на румынском, що ти не знаєш русский. Да, нічого язык на молдавском, що я река. Да, на молдавском. Вообще. Ну, екзисти лимба молдавняцька. Да, да, да. Când tu m-ai întrebat de istorie rușinoasă, eu m-am gândit la una care e nu atât a fost rușinoasă, cât a fost dureroasă.
pentru mine chiar neplăcută. Dar dacă sincer, eu cred că istoria asta o știi numai Vasile, cred că nici mama nu i-a spus. Și am una alta care e rușinoasă să fie, adică hai, de la care două. Începem. Prima începe, care mama nu știe. Începem cu notă negativă, ok. În prima zi când am venit la muncă, ideea care că italienii de obicei sunt, eu după asta am aflat despre chestia asta, adică italienii de obicei sunt oameni care dacă ei iau un business, ei pot să facă de toate. Adică pentru dânsul nu e problemă să speli visela sau elementar poate proprietarul de la cafenea să speli, nu știu, viceu sau chestii de gen, adică ei sunt foarte ok cu toată chestia asta. Eu venind din Moldova, oarecum mereu fiind un pic în alte domenii și în general noi fiind cu altă cultură, pentru mine asta era un pic cam straniu, știi? Eu îți minte că în prima zi când am venit la muncă, normal că neștiind eu foarte multe chestii și una alta, plus fetele nu erau foarte amabile cu mine, îți minte atunci că m-am pus de câteva ori să mătur în sală și să spăl pe jos. Nu, eu zic, asta nu e o chestie atât de gravă, pentru că eu respect oamenii care fac curățenie. Tu n-ai idee ce respect enorm eu am față de ei. Dar în momentul în care tu știi că tu acasă ai lăsat un post în televiziune și o carieră și tu ai venit și prima zi de muncă pe tine te pune să zbături și să speli pe jos. Pentru mine, știi... Tu te-ai simțit ofensată. Nu, da, pentru că eu după asta eu am venit și am început să mă impun între fete, adică am zis că ce naiba, ați găsit voi pe cine să puneți să speli în fiecare zi și asta, faceți voi, știi? Și mă băgam, deam peste alte chestii, îți vorbesc cu clienți și așa mai departe. Dar prima zi, mă rog, nu puteam eu tare să sară în asta. Și lor le-a părut că au găsit, știi, persoana care îți poate să o manipuleze cum vor ei. Corect. Eu am venit acasă, atât de dezamăgită, dar nu pentru că eu nu respect genul ăsta de muncă. Dar nu ești tu făcută pentru munca asta. Dar nici nu asta, adică e un fel de... Dude, what I am doing here, știi? Adică era un fel de... Serios? Păi eu de asta își spun. Tu ai pus echivalentul la și... Serios, adică asta pentru mine a fost atât de cutremurat. Nu știu cum să-ți explic. Adică pentru mine momentul acela era pur și simplu... Te dezamăgit, să zicem. Da, simplu. În mine practic, știi? Pentru că eu după asta, mă rog, am văzut chestia asta, că efectiv și șeful meu făcea chestia asta și cu ce el e mai presus sau prejos decât mine. Eu nu eram cunoscut cu cultura asta. Poate dacă eu o înțelegeam întâi, eu altfel priveam chestia asta. Dar pentru mine, în momentul acela, asta a fost echivalent cu un fel de fail pe jizni, știi? Adică, îți dai seama? What the fuck? Adică, eu pentru asta am venit aici. Și eu îmi dădeam seama că, măi, nimeni n-a să vină cu brațele deschise pe mine să mă aștept într-o țară străină în care eu sunt nimeni. Logic. Adică, tu nu te ca să dai seama, eu, dacă sincer, prima perioadă, eu la nimeni nici n-am dat contactele mele de Facebook, de Instagram și așa mai departe. Și doar am făcut-o practic când am plecat de la muncă, câteva luni înainte. Și la mine când se uitau colegii mei la mine pe Instagram și acolo, Miss Moldova... concursuri culinare, fotosesii de model și așa mai departe, ei toți se uitau la mine și what the fuck, știi, adică ce se întâmplă aici, așa cum adică elementar mă urmăresc și îmi scriu altfel, dar ce, lucrez în televiziune sau chestii de gen, adică eu real, eu efectiv cât am lucrat cu dâns și eu practic nu prea le-am povestit despre viața mea din reme, știi, adică ei toți au conceptul ăsta că toate persoanele care vin din Republica Moldova sunt oameni care au probleme financiare, sunt oameni care vin să lucreze ca niște cai pentru că au nevoie de bani, eu nu eram așa, adică eu eram foarte easy cu lucru, nu stăteam să lucrez ca un cal, să câștig bani și așa mai departe. Și a doua istorie care e rușinoasă și amuzantă. Rușinoasă, amuzant. Asta o spun cu lejeritate. Eu am... Familia mea e popa. Mereu când eu chiar mă duceam cu CV-urile mele și așa mai departe, eu îl dădeam și mă prezentam, gen când trebuie să scrie numele meu, gen în carnețel, și mă întreba, cum te cheamă? Și eu fieram convinsă, Elena Popa. Și se uitau la mine. Come? Popa? Ah, va bene. Scrie eu și de ce să mustez să râd eu. Și eu...
nu știu, de ce să râd, știi? Mă rog. Și așa de fiecare dată, adică unde nu mă duceam, las să-mi fac actele. Până eu să aflu... Că popa? Înseamnă țâță. În italian? Da! Elena țâță! Normal. Normal. Da, și e așa rău, n-am înțeles. Da, 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 nu ideea, dar eu știu. Mai ales dacă n-aveai sliai, era și problematic. Oi, nu, asta știi, e chestii care, pentru că eu nu știam, știi, când cineva deja pe viitor, eu când mai ales la telefon sau chestii de genul, le ziceam numele meu de familie pe litere. P-O-P-A. Și după să zice, pop, da, dar cu un P, pentru că la tine scrie cu dublu P, P-P-P-A. Mm-hmm. Dar la mine e P-P-A. Da, pricol. Elena Țâță. Facem cunoștință. Mie e deja interesant, știi, adică, de ce ați revenit înapoi? Adică dacă tot ați plecat pentru o viață mai bună, că știu că Vasea poate, că eu vreau un regim mai normal, că ești muncea foarte mult ca să facă aceleși bani sau chestii. Da, da, exact. Sau cumva v-a afectat pandemia la decizia să vă întoarceți sau care a fost faza? În mare parte da. În mare parte da, dar ideea a fost în felul următor. Noi am plecat în Italia nu cu ideea de a munci. Pur și simplu de a munci și de a face bani. Adică ideea a fost în felul următor. Noi să ne adaptăm, să ne facem acolo cariere și să trăim o viață nu de oameni care vin psihotare să muncească, dar de oameni care vin să trăiască frumos, să-și trăiască frumos viața. Italia e o țară perfectă pentru că să trăiești. Pentru frumusețe, nu? Pentru frumusețe, da, e o țară pur și simplu perfectă. N-am fost, da. Adică viață mai calitativă, liniștită, romantică ca în Italia, eu cred că rar unde găsești. Adică tu îți dai seama momentul în care tu te așezi în mașină, sâmbătă, duminică și orice direcție tu nu ai luat-o, să te merești într-un loc frumos. Noi așa-și făceam. Noi sâmbătă, duminică, când aveam timp liber, ne urcam în mașină, cu da glaza glideat. Și ne mereai oricum într-un loc frumos unde aveai ceva gustos de mâncat. Și de făcut poze. Da, cu mâncare și cu locuri frumoase, Italia... E pur și simplu, adică e o chestie, tu n-ai nevoie să-ți planifici nimic, adică tu te duci, vezi acolo un semn peste, nu știu, 5 km, nu știu, acolo un orășel, Piența sau nu știu. Să te pun pe tine o leacă în situație incomodă, vrei? Bucătărie moldovnească sau bucătărie italiană? Care ai alege tu? În momentul în care am fost în Italia, mi-am dat seama că mie îmi place bucătărie moldovnească. Eu sunt un om care, eu nici n-am o mâncare preferată, adică mie mi-e greu să răspund la ce anul ăsta de întrebări. Adică știind că tu e că ești din domeniul gastronomic și ai fost într-o țară unde mulți laudă bucătărie italiană, și are pentru ca ce? Cei mai gustoase efectiv, este pentru din ce? Lume. Adică produse, totuși... produse mai calitative decât la italieni, eu cred că mie, nu trebuie să găsești la nimeni. Mi-a plăcut, știi, când tu postai, cum te duceai în piețoarele astea de legume, fructe. Asta e wow! Oricum, piața noastră e mai bună, adică cu produse, de exemplu, verdeața, care la noi și așa mai departe, la dânsi, adică trebuie probabil să te duci în piețe mai mari să le găsești, că ce e o piață care se face odată pe săptămână, știi? Dar chiar și în supermarket, alegerea e mult mai mare de verdețuri și de legume decât e la noi. Și produsele foarte calitative, foarte calitative. Adică, mă scuze, ce mozzarella acolo mănânci de 50 de cenți, la noi nu cumpări nici cu 100 de lei. Și v-ați întors din cauza? Că... Acum și-ți explic, istoria a fost destul de lungă. Vasile activa în domeniul imobiliar, nu este un domeniu ușor acolo, adică, pentru că este un domeniu în care trebuie să lucrezi cel puțin vreo 4-5 ani până când să-ți creeze o bază de clientelă, după care să începi să câștigi. Eu tot nu aveam de gând să lucrez toată viața mea ca barista, chiar dacă le-am dat eu de hack și nu m-am mai pus ele pe mine spăl pe jos și să mătur. Adică până la urmă făceam într-adevăr lucrul meu de barista și chiar am intrat în gust, adică a început să-mi placă chestia asta. Dar, mă rog, fiind o fire destul de ambițioasă, adică tindeam spre ceva mai mult. Ideea mea era să mă orientez spre turism. Țară turistică, Italia, eu totuși cunoscător de 4 limbi, asta sună așa de mamă. Da, exact, sună bine, știi cum.
Aici tot tupeu numărul 2, acum să-l povestesc. Am auzit eu de așa chestii, mă rog, ghid turistic și așa mai departe, dar nu știu, chestia de ghid turistic mi se părea un pic prea plictisitor. Mm-hmm. Asta să lucrezi la muzeu undeva, da? Da. Sau să mergi cu autobuzul? Da, că gen... Посмотрите налево, мы увидим статую свободы, которая была построена. El e muncă frumoasă, adică, dar totuși, adică eu fiind mereu cu gastronomie, adică tindeam mai mult spre chestia asta. Și am aflat eu despre așa o chestie, cum este accompagnatore turistico, așa se numește el în italiană. Este persoana care acompaniază turiștii. În special, eu vreau să mă specializez pe partea de enogastronomie. Adică să duc turiști la mâncat și la băut. Și să mănânci cu dânsii împreună. Exact! Idealna работа, știi? Вообще, și если за это еще и платят? Да, cum? Și ideea, zic, tupeu numărul 2. Eu de-am atunci am prins așa la curaj, italiană, vorbim bineșor. Mă plimb eu, mă rog, m-am mai informat eu în legătură cu cursurile astea, pe unde sunt, pe unde nu sunt, cât costă, pentru că cursul nu costă puțin, adică costă câteva mii de euro. Și ziceam, măi, se merită chestia asta, nu se merită efectiv, poți câștigi bani de pe chestia asta sau așa e pur și simplu un fel de chestii, ca să nu spui că nu faci nimic. Și mi-a zis scurt, merg eu, merg, știi, vorbeam la telefon cu mama și zic, iată că nu, cred că am auzit de chestia asta de acompaniator turistic, dar nu știu, în general, se merită, nu se merită, că nu cunosc pe nimeni care să activeze în domeniul ăsta, efectiv. Și mă opresc în fața la o agenție de turism. Zic, mamă, uite să mai pe urmă. Închid. Mă duc și bună ziua, cu cine aș putea să vorbesc? Este vreun manager, cineva responsabil și așa mai departe? Și ies, nu? Deci eu sunt proprietarul la agenție, știi? Zic, oh, super. Zic, haideți să vă servesc cu cafea, am câteva întrebări la dumneavoastră în legătură cu activitatea pe care o faceți. Și el așa... What? Da, da, exact așa. Ce de eu? Da, știi? Și ce ești? Începem, știi, să discutăm, o să zic, iată, mă interesează subiectul dat, m-am interesat în legătură cu cursul. Întrebarea mea este, se merită să faci genul ăsta de curs sau nu? Cât se câștigă și așa mai departe, el zice... Prima dată mi s-a întâmplat să vină cineva cu genul ăsta de întrebări. Adică de obicei oamenii fac cursul, după care vin și se roagă, hai luați-mă la lucru. Și mi-am scurt, am stat, noi am discutat cu domnul ăsta, el mi-a spus că perspectivă este, un alt chestie de genul, mai ales dacă cunoști mai multe limbi, cu atât mai mult turiștii ruși sunt turiști care le place să călătorească, să se simt în confort și așa mai departe. Și iată, aici a început o nouă etapă în viața mea. Care până la urmă nici nu s-au realizat din cauza la pandemie. A venit pandemie, da. Și s-a oprit tot. Acum îți mai departe. Și turismul logic, mai ales a afectat Italia foarte mult și e clar. Mai trebuie să continui? Nu, e clar. În principiu e clar. Eu mai am încă două întrebări la tine. Eu aș vrea ca tu să povestești și la urmăritorii tăi, poate că ei nu știu, și la mei viitori urmăritori, da, să povestești cel mai frumos moment din viața ta până în ziua de astăzi. Eu am așa un moment și crede-mă că momentul în care m-ai întrebat nu trebuie să mă gândesc să caut prin capul meu, adică probabil că cel mai mulți oameni ar fi spus, nu știu, ziua căsătorii sau când au născut copii. Mă rog, eu copii n-am născut, așa că nu. Urmează. Da. Urmează, adică ele o să mai fie momente frumoase, dar până în ziua de azi, care a fost atunci? Dar până în ziua de azi, cel mai frumos moment pe care eu l-am avut în viața mea și eu cred că mai tare decât atunci eu nu m-am bucurat niciodată, asta a fost momentul în care după un an de luptă acerbă cu cancerul, fratele meu a fost declarat sănătos. Wow! Da. Super! Crută! Da. Asta e... Fratele tău a avut cancer, n-am știut. La creier. N-am știut. La 7 ani. Și amu, e bine, tot ok? Deja de 5 ani suntem în remisie. E că asta e... Da. Moment de pauză! Și eu de fiecare dată când discut despre chestia asta am aceeași reacție, adică... Da nu, e foarte super reacție, e logică, e omenească și e ok. Da,
Nu, într-adevăr, eu țin minte și acum, pentru că, mă rog, dacă să mă întreb care a fost cel mai nefericit moment, clar că asta spun momentul în care am aflat de chestia asta. Numai că dacă noutatea rea a venit dreptat, pentru că întâi am aflat că este tumoare, după care s-a aflat că este tumoare mare, după care s-a aflat că este tumoare cancerigenă și așa mai departe, adică veștile treptat au venit acele rele, vestea bună a venit, știi, bam. O tumoare malignă, foarte agresivă, de obicei poate să crească și timp de o lună la loc la copii. Foarte rare cazuri de supraviețuire. În primul rând, foarte rare cazuri în care copiii se reabilitează complet fără sechele pe viață. În cazul nostru este bine, adică are deja 12 ani, când la pian, e bine, mersi. Da, e strașnic. Eu fiind tatăl la copil, asta e strașnic. Da. Și cel mai strașnic moment că parcă tiuțchi copil, cu și vina are el asupra la... Da, bolile scrâncine, ele nu te întreabă și vârstă tu ai. Absolut. Bogat, sărac, și etnii, tu ai și religii, asta e. Și eu țin minte și acum cum mama mă sună și spune că la noi tot e curat și asta e... Eu în echipă, asta e un fel de primul. Dacă tu amuri plâns, cât ai plâns tu atunci? Nu, asta e, pur și simplu, momente care... Știi... Cel mai strașnic când te uitai la copilul ăsta și eu mă gândeam că, adică eu nu mă străduiam să petrec cât mai mult timp cu dânsul, pentru că îmi dădeam seama că el ar putea mâine să nu mai fie. Da, strașnic. Ultima și care vreau să... Tac de râs am râs, de boșit am boșit, da. Și-o sledă și... ultima să lucrăm o leacă cu imaginația. Care este visul cel mai mare al lui Elena Popa? Visul cel mai mare a Elenei Popa este mereu să aibă vise. Eu consider că un om care nu mai are aspirații și vise este un om falit, pierdut. Adică eu îmi doresc mereu să reușesc să mă bucur de ceea ce am și să mă dezvolt. Să nu mă urbească pe mine, pentru că sunt mulți oameni care ajung la anumite nivele și oricum parcă sunt nemulțumiți. Eu vreau sincer și fericit să mă bucur absolut de orice căcat. Hai să vedem cu asta. Izoleta nu-și da vipit. Pentru vise. Pentru faptul că, nu știu, astăzi seara la cină avem cocolic, prosciutto, asta dacă ceva în fel de pânic, sau pentru faptul că e că am mers undeva la picnic, pentru întâlnirile cu prietenii, pentru absolut orice, știi? Adică, eu vreau să-ți mulțumesc ție pentru că ne-ai primit în casa ta. Plăcere. Și servim un vin gustos cu așa o companie frumoasă. Eu cred că podcastul ăsta s-o primit destul de interesant pentru voi și pentru mine, deosebit că eu am văzut-o pe Elena din mai multe puncte de vedere. Te-am cunoscut, cu toate că noi ne cunoaștem, dar am cunoscut-o încă mai bine. Și cred că și cu mătru ei care stă în spatele camerei, am cunoscut-o mai mult. Cu siguranță. Eu... cred că noi poate să mai revenim la unii. Partea 2. Da, ca să eu văd că mă așteptam ca primul podcast, blin, dar și-ți grăim, dar dispășim, dar cum. Tu puțin pe alea să mă împotrivi. Da, așa sunt discuții, așa că eu îți mulțumesc încă o dată pentru asta și sper să ai cât mai multe vești pozitive în viața ta, cât mai multe vise frumoase și să te vedem pe Instagram cu rețete noi, mai ales soția mea pe tine, să te urmărească și să facă pe baza ei. Pașunea, noroc! Pe baza ei ia să gust și eu multe chestii interesante. Și eu îți doresc să ai cât mai multe urmăritori, loial, într-adevăr, care să te urmărească cu drag. Îți doresc să-ți găsești stilul tău, să-ți găsești conceptul tău de material care să te reprezinte, care să-ți dăie satisfacție ca om, ca creator. Și totodată cu materialul ăsta să aduci folos societății. Cheers! Cheers! Oh,